Alma, vai, Coco! Prima partidă la Stoienești, plaur ca la nebuni, merge apa cu Marius. Suntem pe el. Toată noaptea vedem ce-o fi, la plătică, la plătică. La primul contact facem video. Deocamdată e mortus și ne deranjează plaurul. Merge pe apă, întinde firele. Dreapta, mijloc, Marius, la deal, domnul. Domnul din imagine care lucrează la o undiță. Vă văd. În care la pește? Pescar mare. Da. Dacă nu prinde pește, nu-l mai luăm acasă. Eu pești jos, mă. Revenim. Acum cu maestru bucătar aici, șef, facem și un grătărel, că ne e foame. Baluba nu vrea. Baluba de pește nu vrea. Nu vrea, merge apă. Hai, o facem grătar. Oricum nu ne culcăm, stăm pe el. Grătărelul, pulpițeu, mici, la alene. Mai avem niște colegi aici, dar... Da. Ia zic, Coco, și pește bun dacă nu o prinde. Păi da, când nu vrea el să tragă de ăla. A, grătărel. E cald, suntem la tricou, la mâinile goale. Hai, maestru bucătar, pregătește masa. Cina, cea de taină. Nu aia, bă, tangerina. Miroase bine, nu știu cum să vă zic, dar eu l-aș mânca de acum. Miroase super bine. Hai, revenim când o mai fi ceva activitate. Plecarăm de la Stoienești și ajunsărăm la Marcea. 2 ore pe drum. La Stoienești mergea apa, veneau plauri. Și nu trăgea la plătică. Acum suntem în așteptare la Marcea. Poate dimineață o lua și noi ceva pește. Acolo bambinele. Locul e bun, e curat. S-a mai dat. Văzurăm boabe. Doamne ajută, să vedem ce-o-mi prinde. Cu băieții. Lucrează pe lansete. Hai. La una în barila și la una în râmă. Mai sunt niște oameni mai la deal. Noi văzurăm mașinii aici la Marcea, dar zăsărăm că ne ducem la plătică la mama dracu, la Caracal, la Stoienești. Acum... Să vedem ce-o fi. Revenim la primul pește. Hai, vă pupă, Coco. Al doilea pește la Marcea, că mai luai unul mai de dimineață. Unul râd de ăsta. Nu-i mai bag râmă. Bag barila, bag piciorul. Nu-i mai bag râmă. Vine și dă urâtul ăsta la râmă. Nu mai bag râmă. Auzi, nu mai bag. Colegul la plută o tentativă frumoasă de a-i scăpa. Ah, păi la mămăligă, la plută. Bă, că mă trage la barila, dar încet așa. Doar o țăcăne. Băgăm pe barila. Nu mai. Rămă, nu-i mai bag. Hai, revenim. Al treilea pește, se pare că strategia pe barila merge. Un cărușel frumos de Marcea, la barină. Merge strategia cu barină. La plută nimic. Hai, revenim, nu stau mult, că dacă e să trag așa, umple în juvernic. Primul pește e frumos.
se pare că barila funcționează. Aici e barila, aici e carasul. Adică se poate. La plută, la mămăligă nu vrea nimic. La barila vrea, la fundeni. La fundeni cu momitor, tocărlige și bariluță. Bariluță, 5-6 pe cărlig și dă-i bătaie. Ha, revenim cu următor. Barila funcționează de minune. Colegul ăla Bob, la Bob, un ciortan frumos la o jumătate de kil și eu mai venit cu un caras. Așa. Deci barila funcționează de minune. Dăm pe barila. Uitați și ciortanul, o jumătate de kil acolo. Revenim. Revenim pe barila. La fund nu mai vrea, dar vrea la plută și veni Gionulețu, tate! Pe boabă, veni Gionulețu, tate, ce mă luptai cu el! Frumos, frumos! La fund nu mai vrea, bă. Nu mai vrea, vă zise eu. Ai, dar a venit pe plută. Îi dădui de dimineață niște boabe acolo și băgai la Bob. Sări în fața mea și după aia s-a dus la Bob. Pe Bob. E nici o nuleță, tata, jumătate de chil. Frumos, frumos, frumos. Hai, revenim. Final de partidă, ora 9, nu mai vrea să mănânce deloc, nici la fund, nici la plută. 3-5 pești. 5 pești, asta e. Față de Stoienești, 0, tot e bine. Mâncă un pic de dimineață, dar după aia nu mai. 5 pești, e bine. E bine, marcea, marcea. Revenim aici, la marcea. Mă pupă Coco. Alma, bye, Coco.